Mă bucur super mult că sunt aici în fața voastră. Mulți dintre voi mă știți de pe TikTok, de pe Facebook, de pe Instagram. Colegele mele au vorbit super frumos de tot, despre toate aceste rețele de socializare, dar din păcate, dacă vom face tot ce spun ele și ce vă voi spune eu, trebuie să fim super conștienți că ne vom lua adio de la viața personală. Eu am pierdut foarte mult timp aici și mi-am dat seama după ani de zile că a fost mult timp pe care nu mi l-am petrecut cu familia, cu copiii mei, cu prietenii. Sunt întâlniri multe ale prietenilor mei la care eu nu am participat, pentru că zi de zi stăteam 4-5 ore pe TikTok, pe Facebook, încă 4-5 ore cu editarea, deci viața mea personală, zero. Ca fotograf, titlul este Cum devenim viral pe TikTok. Adevărul este că avem o treabă super nișată și nu o să ajungem niciodată viral pe TikTok, adică paginile noastre vor fi de maxim 100.000 de persoane, 60.000, 100.000 de persoane, pentru că nu suntem de interes. Suntem de interes doar pentru o nișă mică de oameni, pentru mirese sau pentru viitoare mirese. Deci va trebui să munciți foarte, foarte mult ca să deveniți virali. În schimb, cu ajutorul TikTok-ului, putem să contractăm câteva evenimente pe an. Undeva la 4-5 evenimente am reușit eu cu tot ceea ce fac pe TikTok. 4-5 de pe TikTok, 4-5 de pe Facebook, 4-5 de pe, din sponsorizare. Se adună așa o sumă de 25-30 de evenimente care sunt super de ajuns. Avantajele cele mai mari ale TikTok-ului sunt următoarele, cele pe care le vedeți aici. Obținerea rapidă a urmăritorilor, adică mult mai rapidă ca pe Facebook și Instagram. Eu pe Facebook am obținut undeva la 110.000 de urmăritori cam în 5-6 ani de zile, iar pe TikTok am reușit să obțin cam 60.000 de urmăritori în numai 2 ani de zile. Din TikTok am reușit să-mi redirecționez urmăritorii către Instagram și YouTube. Deci, cu alte cuvinte, TikTok-ul este bun și ne ajută la creșterea celorlalte rețele de socializare. Dacă obținem rapid urmăritori, dacă creștem și Instagram-ul și YouTube-ul, asta înseamnă că vom obține mai ușor clienți. Vom avea oportunitatea să arătăm lumii cine suntem. Deci tipul meu de conținut se referă la filmulețe behind the scene. Tot conținutul meu are legătură doar cu fotografia de nuntă și doar cu ceea ce se petrece la nunți. Câteva tips and tricks-uri, acestea le găsiți peste tot pe net. Toată lumea vă va învăța să fiți autentici, creativi, să vă alegeți un public țintă. Din păcate, pe TikTok nu puteți să vă alegeți voi publicul țintă, trebuie în schimb să vă alegeți un conținut care vă reprezintă, iar acest conținut vă va aduce publicul țintă. Trebuie să postați minim o dată pe zi, ceea ce mi se pare că este groaznic, să stai în fiecare zi să postezi pe TikTok, pe Facebook, pe Story, pe Instagram și așa mai departe. Folosiți hashtag-uri relevante, cum ar fi hashtag-uri legate de nuntă, hashtag wedding, hashtag nuntă, hashtag ziua nunții și așa mai departe, tot ce găsiți voi în legătură cu nunțile. Ca un videoclip să fie viral, eu am identificat un top 3 aici de instrumente, să zic așa, pe care le-am văzut și la colega care a fost înaintea mea. Trebuie să folosim o copertă care stârnește curiozitatea și care ajută ca oamenii care ne urmăresc să se oprească la clipul nostru și să stea măcar undeva la 3 secunde pe clipul nostru după ce îl deschid. După aceste 3 secunde trebuie să folosim o intrigă care va ajuta cel ce vizionează să rămână până la sfârșit. De asemenea, este ok, uitați cum folosesc eu, să folosiți și un text care să stârnească curiozitate. Dezavantajele TikTok-ului, le-am spus mai devreme, din păcate TikTok-ul ne face să pierdem extrem de mult timp. Din păcate,
chiar dacă încercăm să fim foarte nișați, să ne creăm o audiență nișată, reprezentantă doar de mirese sau viitoare mirese, din păcate, la pachet cu această audiență vin și alte persoane care nu sunt de interes pentru noi, persoane care în permanență vor da cu hate, vor înjura și așa mai departe. Alt dezavantaj, l-ați văzut și voi la televizor zilele acestea, este că ni se folosesc foarte mult datele personale, motiv pentru care TikTok-ul a fost deja interzis în foarte multe țări și îmi doresc din toată inima să fie scos și de la noi din România. Cam asta a fost prezentarea mea. Mulțumesc mult!